Manifestările organizate de municipalitate la Drobeta Turnul Severin s-au încheiat printr-un spectacol organizat la Sala Mehedințeană la Pădurea Crihala. Tânăra solistă Nicoleta Iancu a deschis evenimentul prin intonarea imnului național. A urmat corul Flori Mehedințene, care a încântat publicul cu o serie de cântece patriotice. Evenimentul a cuprins și un recital de poezie. Sala Mehedințeană a găzduit un spectacol ce a încheiat seria manifestărilor organizate la Drobeta Turnul Severin cu ocazia Zilei Naționale. Tineri talentați au interpretat melodii îndrăgite. De asemenea, evenimentul a cuprins și un moment poetic. La mulți ani, dragi români, ne aflăm astăzi să sărbătorim Ziua Națională a României cu un cântec și voie bună. La mulți ani, de 1 decembrie, ziua noastră, a tuturor românilor de pretutindeni. Ce vei cânta astăzi? Voi cânta cântece patriotice care sunt foarte vechi și autentice. La mulți ani poporului român, cinste eroilor români care au căzut pe câmpul de bătălie pentru a asigura unitatea și integritatea poporului român. Este o zi foarte importantă, o zi de glorie în care acest popor a supraviețuit după o luptă milenară de 2000 de ani. Tot acum a fost organizată o expoziție de obiecte tradiționale. Este o expoziție personală de etnografie. La temelia colecției mele stau câteva piese de costum popular cu sute de bunica și străbunica mea și țesăturile străbunicii soțului, care provine din comuna Balta. Am început să colecționez în urmă cu peste 3 ani, observând că satele își pierd comorile civilizației vechi. Cu acest prilej au fost trecute în revistă momentele importante care au dus la realizarea Marii Uniri de la 1918. Tinerii trebuie să priceapă, dar nici cei care suntem așa în floarea vârstei, să zic, sau mai trecut prin viață, nu trebuie să uităm că acest moment a fost un moment care a încununat, practic, o luptă de veacuri a românilor de pe ambele versate ale Carpaților pentru a trăi sub aceeași conducere, pentru a trăi împreună. Mi-am propus să vorbesc cât voi putea de concentrat despre ce înseamnă patrie, despre ce înseamnă patriotism și care este legătura între noi ca români și aceste două cuvinte extrem de importante. Cu atât mai mult cu cât despre patriotism, astăzi se vorbește un pic cu reticență, de parcă ar fi un cuvânt stigmatizat. Îndrăgita solistă Sița Novac a impresionat publicul prin cântecele interpretate, iar la final toți cei prezenți și-au unit mâinile într-o horă a unirii.